trase un pic dificil, dar ușor de parcurs. Singurele elemente dificile au fost urcările pușbai, plus trecerile peste bușteni. Au fost prea multe și pe urcare. A fost o surpriză să ajung pe podium. Prima tură a fost mai grea, a fost un moment de încălzire. Deja la a doua începusem să intru un pic în ritm și să depășesc cam toate persoanele care le-am lăsat în față. N-am putut să vedem tot traseul, să vedem și ceilalți participanți, să vedem unde ne aflăm. Pur și simplu a trebuit să mergem o singură cărare a noastră. Kelemen Arpad este un rider care în ultima vreme e foarte bine pregătit și chiar n-am mai mers de mult la un concurs de cross country unde să fim atât de aproape și tot timpul la câteva secunde. Îmi pare rău că a făcut pană în ultimul tur, pentru că ar fi fost cu siguranță o bătălie pe viață și pe moarte. E prima oară când vin aici în zonă, am auzit doar până acum de cheile grădiștei. E o zonă unde s-au făcut investiții mari și asta e primul punct. Coborâri bune, dealuri abrupte, rădăcini, tot ce trebuie pentru un cross country.